peste 50 de specialiști din România, Italia, Franța, Austria, Germania și Ungaria vor participa în luna mai a anului viitor la o conferință internațională care are ca temă Avramian cu 200 de ani de la naștere, omul contemporanii epoca. Consiliul Județean Hunedoara este partener în acest proiect împreună cu Academia Română. Academia Română a acceptat să se implice alături de Consiliul Județean în acest proiect al bicentenarului, cu rigorile, cu exigențele pe care le cunoaștem, Academia Română fiind cel mai înalt for de consacrare științifică, culturală din România. Și atunci, conferința cu participare internațională va avea specialiști care au deja în spatele lor cărți publicate despre Avramiancu, despre Revoluție, despre alte personalități europene, pentru că vin din Statele Unite, vin din Italia, vin din Franța, vin din Germania, Austria, Ungaria, specialiști. Trebuie să avem în vedere deci această dimensiune internațională. Revoluția de la 48 din Transilvania n-a fost un fenomen efemer, izolat, cum ar fi spus Nicolae Bălcescu, dacă era aici, dar el a spus-o foarte bine, ci a fost un fenomen care s-a încadrat în mersul general al istoriei europene. Avem deosebită plăcere să fim parteneri alături de Academia Română, de Institutul George Barițiu de la Cluj, și vă spun că ne mândrim cu acest lucru pentru conferința internațională organizată anul viitor, deoarece, așa cum am spus-o și la început, Avramiancu este moțul dintre moți, este eroul nostru național și merită o asemenea evocare istorică. Este obligatoriu să avem nevoie și avem nevoie de Avramiancu. Și aș vrea să spun că și în zilele noastre ar fi nevoie de un Avramiancu. Conferința internațională dedicată personalității lui Avramiancu este organizată de Consiliul Județean Hunedoara în parteneriat cu Academia Română, în colaborare cu Biblioteca Județeană Ovid Ensușeanu Hunedoara Deva, Institutul de Istorie George Barițiu și Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca.